Bine te-am găsit, Răzvan Nicula. Bună ziua. Suntem la Casa de Cultură Calderon din București. Ai avut o lansare de carte. Poți să-mi spui ce carte ai lansat? Da, s-a lansat, a fost o nouă lansare a ultimelei mele cărți, Din gândurile nopții, o carte de eseuri literaturizate. Cine a organizat evenimentul acesta? Evenimentul a fost organizat, este o inițiativă editorială, editura Beta, domnul Nicolae Roșu, patronul editurii. Mm-hmm. Înțeleg că ai fost alături de un mare scriitor, domnul Ștefan Dimitriu, da? Da, a fost o onoare pentru mine să fiu pus alături de o persoană atât de apreciată în lumea literară și care cred că mă motivează foarte mult în continuare, pentru că, bineînțeles, pentru cineva aflat la un început de drum, așa se consideră în comparație cu domnul Dimitriu, avem nevoie de modele și de exemple de urmat. Super fain. Domnul Aureliu Goși, vă rog să lăsați un pic tonul mai jos. Vă chem acum încoace și o să vorbiți. Haide să vedeți. Eu și banii. Cine mi-a dat bani? Zici și tu, ne strică interviu. Răzvan, ai foarte multe emoții. Tu ești un tip extrem de emotiv, extrem de sensibil. Se simte emoția ta. Cred că voi fi așa de emoționat și dacă se poate la 10-a carte lansată, pentru că este asemenea momente sunt încununarea eforturilor pe care le facem și pe care nu le cunoaște nimeni până la urmă. Noi scriitorii știm care este efortul pe care îl depunem, știm care este consumul pe care îl suferim în timpul actului de scriere, dar eu cred că o lansare de carte este mai cumplită, mai obositoare și mai consumatoare decât scrisul uneia dintre ele. Te rog să mă crezi că cel mai mare consum se întâmplă în spatele camerei de luat vedere. Că eu trebuie să stau câte 3 ore în picioare, să ascult pe fiecare. Sunt impresionată de faptul că la lansarea ta au venit și au vorbit niște oameni extrem de niște critici literari care au un cuvânt de spus în literatura română. Eu sunt sunt invidioasă. Sincer, acum, știi că îți spuneam când am mai discutat noi odată că ți-au creat, ți-au asfaltat autostrada. București-Simeria, da. Autostrada București-Simeria. E un sentiment extrem de plăcut să vezi că niște critici literari de valoare a celor care au vorbit la acest eveniment au spus asemenea vorbe despre tine. Da, este foarte onorant și este foarte motivant în același timp și totuși eu am spus-o în cuvântul din încheierea lansării. Am spus că noi scriitorii ar trebui să știm că nu trebuie să scriem pentru aplauze. Trebuie să scriem nu ca să ajungem la critică, să scriem pentru oameni, să ajungem la oameni. Bineînțeles, critica ajută foarte mult, aplauzele motivează foarte mult și ajută și ele foarte mult. Probabil critica este liantul dintre scriitor și cititor și este un lucru pe care nu îl putem exclude din activitatea noastră. Și bineînțeles, cam cum îți face inima? 120 de bătăi pe minut? Cam așa. Dragoște Spânzur, de limbă. De una zi am luat un interviu domnului profesor Demetru Popescu, un monument al culturii românești. L-am filmat în parc. Nu vrei să știi ce stres a fost, 4 ore. Toată lumea mi-a intrat în cadru, toată lumea, mămici cu copii, voiau să intre ele în musai cu landourile în cadru. Așa a făcut și asistentul meu astăzi, dar nu-i nimic, îl înțelegem. Îl iertăm, da. Și nu, ideea este că tu știi, poate dacă m-ai urmărit, că eu postez interviurile brut. În sfârșit, mă bucur pentru tine, să știi că eu, poate ți-ai dat seama că eu, chiar dacă par așa sarcastică, dar eu mă bucur pentru tine, pentru că știu ce înseamnă să vină să vorbească niște oameni de valoare celor care au luat cuvântul astăzi la lansarea ta.
Sunt convinsă că așa o să fie, cum a subliniat și domnul Lungeanu, pentru că știe ce vorbește. Asta probabil că te va stimula, te va și obliga. Și acum ce așteptăm în viitor apropiat? Volumul acela de poezie sau altceva? În viitor cred că așteptăm un scandal până la urmă. Într-adevăr, deja în privința unui volum de poezie s-au emis păreri pro și contra, în condițiile în care deja înainte să existe măcar o viziune asupra acestui volum, dacă deja s-au creat controverse, este bine. Acum să vedem ce va aduce volumul în sine, pentru că eu l-am programat ca pe un exercițiu, ca pe un, poate este prea mult spus, joacă, pentru că nu ne jucăm cu literatura, dar este ca un exercițiu de a îmi atinge eu niște posibilități, de a-mi verifica eu niște limite, de a-mi arăta polivalența. Și este o pauză care pe mine cel puțin mă ajută între două romane de mare anvergură, de construcție mare, care necesită timp. În condițiile în care la un început de drum contează foarte mult calitatea, bineînțeles că pentru mine este foarte important, prefer să scot cărți mai rar și de calitate superioară decât să scot pe bandă rulantă, cum se mai întâmplă în unele cazuri, și să nu fie apreciate. Totuși, în poezie am încredere, am mare încredere, și cred că vor fi o pauză binevenită, o schimbare de macaz între cele două romane. Nu se pune problema să schimbăm efectiv profilul scriitorului din prozator romancier să devină poet. Asta sub nicio formă nu se va întâmpla. Spune și mie titlurile cărților pe care le-ai publicat. Până în momentul de față au apărut 3 cărți. Debutul a fost în 2009, Nevărmări sau Incursiune pe drumul spre niciodată. În 2014 a apărut Pedeapsa cerului și în 2015 Din gândurile nopții. Îl văd aici pe actorul Ștefan Apostol. Mi-acordați un cuvânt? Vă rog frumos, veniți aici lângă noi. Între noi sau lângă noi. Domnul Ștefan Apostol, v-am văzut. Sper că mă cunoașteți, sunt Antoaneta Rădăi. Sunt și o prozatoare, printre altele. V-am văzut la foarte multe lansări de carte. Mă bucur să vă reîntâlnesc aici. Dumneavoastră, cu ce ocazie astăzi de aici? Păi, în primul rând am venit să-i fiu suport prietenului Răzvan, pentru că suntem prieteni și data trecută, când a avut prima lansare la cartea pe care, despre care s-a discutat astăzi, am fost atunci. Și în al doilea rând pentru că e bine să mai mergi, să mai ieși, știi, să mai ieși la cultură, să mai vezi cultură în principiu. Noi facem cultură, de fapt, și tu știi chestia asta, că noi suntem împreună peste tot și ne întâlnim la evenimente de genul ăsta pentru cultură și astăzi, cel puțin pentru Răzvan, am venit și încă o dată vreau să-l felicit și eu pentru lansare. Mulțumesc mult, mă bucur că am avut parte de suport atât de important. Ștefan Apostol, poți să-mi dai foarte pe scurt câteva date despre tine? Tu lucrezi și la un radio, în afară de faptul că ești actor. Zi-mi pe scurt, pe foarte pe scurt, ca să nu intrăm peste pinica lui Răzvan, despre tine ceva, ca să știe și publicul meu. Da, sunt actor, scriu și o poezie, lucrez la un post de radio, se numește Radio 1 România, am o emisiune de matinal în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 7:30, și în rest la evenimente culturale, la lansări de carte, ne găsim peste tot, am fost și împreună la Bookfest, unde s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante, și cam atât. Altele pe viitor, în timp. Te-am văzut la lansarea cărții pe care a îngrijit-o soția ta, actrița Magda Băcescu. Sunt convinsă că o secundez din spate și că și-o a ajuns foarte mult. Vă zic, la modul cel mai sincer, apreciez cuplurile acestea care voi păreți a fi un cuplu aproape ideal. Da. Și se și simte vibrația, se simte că ești alături întotdeauna de Magda și vă ajutați și vă sprijiniți reciproc. Dar spune-mi tu personal, scrii și tu poezie sau ceva? Da. Eu scriu și poezie și proză. Mi s-a recomandat așa prietenește și
cu ocazia asta și salut pe Dan, să mă țin mai mult de proză. Scriu și într-adevăr și poezie și proză. Și apropo de ce spuneai de Magda, într-adevăr suntem o echipă, ca să spun așa, în afară de faptul că suntem și soți, soție. Și cartea la care, despre care ai pomenit, Antologie fără titlu, este o carte la care am lucrat amândoi un an și ceva, numai la coperta cărții, care are și ea o poveste foarte frumoasă. Am lucrat vreo 3 luni de zile, 3 luni și ceva. Da. Aș prefera să vorbim altă dată despre carte. Sunt convinsă că este foarte interesant. Mi-ar face plăcere să stau de vorbă cu voi. Mă bucur că te-am văzut aici. Mă bucur că voi sprijiniți foarte mult cultura. Foarte puțini oameni mai sunt preocupați astăzi de cultură. Foarte puțini oameni mai citesc. Vă doresc succes și ție și lui Magdei, soției tale, și ție, Răzvan, să ai vânzări la carte și să fii cât mai prolific. Și să ajung la oameni, în primul rând. Asta e cel mai important, să ajungem la oameni, indiferent cum, dar prin cultură să ajungem la oameni și la sufletele lor. Mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Și-a fugit. Aici o să trebuiască să tai. Da, o să tai, îți dai seama. Nu, pentru că nu le lasă.